Trei persoane care intermediau vânzarea certificatelor de vaccinare a emisiei ilegal fără imunizarea posesorului au fost reținute de CNA și procurorii anticorupție. Pe numele lor au fost deschise dosare penale pentru trafic de influență. Potrivit CNA, cei trei erau intermediari, iar în schemă ar fi implicați mai mulți angajați din sănătate din instituții medicale din Chișinău. Pentru un certificat de vaccinare, oamenii achitau între 4.000 și 6.000 de lei. Ofițerii CNA împreună cu procurorii anticorupție au efectuat percheziții la trei instituții medicale și la domiciliile suspecților, de unde au ridicat mai multe documente, certificate de vaccinare, ștampilate și semnate de medici, buletine de identitate și mijloace bănești. De asemenea, cercetările penale au continuat și în privința a patru beneficiari de certificate contrafăcute. Centrul Național Anticorupție a făcut publice înregistrări audio cu discuțiile dintre intermediari și potențialii clienți, aleși doar din rândul cunoscuților. Dar n-ai cineva și ne vrea vaccină fără injecție? Nu, parcă nu până când. Dacă druga e să ai cineva, mă suni, 270 euro. Asta prețul standard, dacă poți mai pui acolo, îți dici un 300-320, faci tot acolo un 320 euro. Așa. Asta încă e, sunt în oraș de Amășier, 400-500. Celor care voiau să se imunizeze doar pe hârtie le făceau legătura cu angajații medicali care completau documentele și aruncau dozele de vaccin. Intermediarii dădeau asigurări că documentul este legal. Adică foaia set oficial bătut în gov.md, nu-i xerox, nu-i hu**e de este. Adică ca când un om fost vaccinat, prota omul dă buletinul, numărul lui de telefon și eu într-o săptămână de zile vin cu foaia bătută în baza de date. Unul dintre intermediari spune chiar că prețurile ar putea crește. Bratan, așa e prețul, ca să ți arăt și mesajul trimis de doctor. Până miercuri, asta e prețul ăsta, până mâini. Dar după miercuri încă nu se știe și așa. Cu vreo 200, poate sau nu? Dar nu pot să fac, bratan, cu 200. Eu cu 200 trebuie să spun de la mine, dar eu din 270 am 20 de euro. Unul dintre clienți, o femeie care ceruse certificat cu vaccin Johnson & Johnson, a fost anunțată că va trebui să își amâne călătoria, deoarece va primi certificat cu Pfizer și va avea nevoie de două doze. Сегодня поставили вам первую дозу. Сегодня? Да. А какую? Pfizer. Но кажется, что в субботу мне надо шлёвить. Вот. Если вдруг чего, у меня есть ваш номер телефона, позвоню и встретимся. Да, вы мне позвоните, я вам дам первую бумажку. Centrul Național Anticorupție anunță că în cadrul dosarului sunt anchetate mai multe persoane, însă până acum au fost reținuți doar cei trei intermediari. Aceștia vor petrece 72 de ore în izolatorul CNA. Ei sunt cercetați pentru trafic de influență și riscă până la 7 ani de detenție sau amendă de până la 200.000 de lei.